Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu profuna. Începem repede treaba. Să fie, uite, clasa A. 5-a. Să dă expresie e de x. Spunem că e de x, că depinde de x. Da? Va fi o expresie pe care o gândim noi așa, egal cu 2x la a treia minus 7x plus 1 supra 5x pătrat minus 2x plus 3. Așa arată e de x. Deci e de x egal 2x la 3 minus 7x plus 1 supra 5x pătrat minus 2x plus 3. Și hai să facem e de 1 pe 2. E de 1 pe 2. Înseamnă că înlocuim x, ori, de vezi ce am spus, e de 1 pe 2. Adică în loc de x am pus 1 pe 2. Da? Și e de 1 pe 2 ar fi egal cu. Ia să vedem cu cine. Prin difracții. 2 ori. 2 ori. Nu, păi, în loc de x cât am pus? 1 pe 2. 1 pe 2. Peste tot unde vedem x, punem 1 pe 2. Da. Deci 2 ori 1 pe 2, 1 pe 2 totul la a 3-a. Da? Deci de ce? Vezi aici, zici e de x. Expresia în x. Acum când am zis e de 1 pe 2, înseamnă că în loc de x punem 1 pe 2. Da. Da? 2 ori 1 pe 2 la a 3-a, minus 7 ori. 7 ori 1 pe 2. Da. Uite, respectă aici tău și lucrează și îți spui. Plus 1. Totul supra. 1 pe 2, totul la 2, da. Minus 2 ori 1 pe 2, plus 3. Bun. Și dăm mai departe cu prin difracții. 2 ori... 2 ori... Cum se ridică o fracție la o putere? Se ridică și numărătorul și numitorul. Da? Da. Și el de sus și el de jos. Deci vine cât? 1 la 3 supra 2 la 3. Deci ar ridica o fracție la o putere, înseamnă ar ridica și numărătorul și numitorul. Așa. Minus 7 ori 1 pe 2 plus 1. Totul supra. 5 ori 1 la 2. 1 la 2. 2 la 2. Așa. Minus 2 ori 1 pe 2. Ei, cum se mulțesc? Eu pot să spun 2 supra 1, să-mi imaginez, nu? Da. Și cum se mulțesc două fracții? Se mulțesc numărătorii între ei și numitorii între ei. Da? Și vine 2 ori 1, 2. 1 ori 2, 2. 2 pe 2 care face cât? 2 pe 2 este 1. Da. Nu? Deci, sau ții minte ce spuneam. Înainte de a face mulțiri, da, se fac simplificările. Și deci rămâne minus 1 plus 3. Și egal mai departe cum? Din difracție, 2 ori 1 la 3 supra 2 la 3. 1 la 3 e 3. 1 la 3, adică 1 ori 1 ori 1, prin rânduri de 3. A, ori. De o, da, ori 1. 1 face, da. 1 supra 2 la 3. Cât este? 8. 8. Supra 8. Minus... De fapt, ar veni 7 pe 1. Nu, 7 pe 2. A, 7 pe 2. 7 ori 1, da, ar fi 7 pe 1, e drept. Și când înmulțim, vine 7 ori 1, 7 și 1 ori 2, 2. Deci, asta zice, da, dată. 7 pe 2, minus 7 supra 2, plus 1, totul supra, 5, ori 1 la 2, 1, supra, 2 la 2, 4. 4. Minus. Minus, minus 1 plus 3, poți zic invers. 3 minus 1. 4. Cum? 3 minus 1? Nu, 2. Dar face 2, nu? Da. Deci aici am vorbit ieri, că schimbăm cu tot cu semnul lor, da? Deci face plus 2. Plus 2, nu? Da. Și egal mai departe, lucrăm. Egal cu... Așa. Din difracții.
2 supra 8. Așa. 2 supra 8. Deci zicem 2 supra 8 minus 7 supra 2. Așa. Plus 1. Totul supra. 5 supra 4. Corect. 5 supra 4 plus 2. Și cam mai departe cu vorbim. 2 supra 8 înseamnă cât? Adică 4. Simplificăm numărătorul cu numitorul. Prin cât ar merge? Prin 2. Prin 2. Mai sigură. Da. Prin 2. Nu discutăm. Pentru că numărătorul și numitorul vrea prin 2. Divizorul 2, da? Și cât rămâne după simplificare? 4. 4 jos. Da. 1 pe 4. 1 supra 4 minus 7 plus, pardon, minus 7 pe 2 plus 1 supra 5 pe 4 plus 2 pe 1, pot să zic. Pot să zic 2 supra 1, ori număr întreg poate fi privit ca o fracție. Și cal mai departe cu din difracții, o să facem o modificare aici, zicem plus la 7, plus, și peste tot plus, pentru că apărea un moment acolo și nu se putea face stăderea aceeași, deci am făcut adunare. Și acum, aici pot să zic chiar și 1 pe 1, ei, cum să adună două sau mai multe fracții? Se aduce la același numitor. Care e numitorul comun? 2. Numitorul nu, comun? 4. Da. E vorba de cel mai mic, care se împarte la toate. Da. Da? 4 se împarte și la 4, și la 2, și la 1. Da? Deci 4 este. Și aici amplificăm cu 1. Aici cu cât? 2. Cu 2. Și cu 4. Și cu 4. Și cum aveam, din difracție, punem numitorul comun 4. Și sus avem 1 plus 14 plus 4. Așa. Supra. Da. Și jos 5 plus 2. Nu, 4. Plus 4. Sigur, da. Am aplicat aici cu 2, da? Da. Cu 1, cu cât am aplicat? Cu 4, că numitorul e 1 aici. Și atunci vine 5 plus cât vine? 5 plus... 4 ori 2, 8. 8. Supra numitorul comun 4. Și egal mai departe cu limbii fracții. Spunem sus la numărător. 18 și coro 19. Deci 19 supra 4. Totul supra. 5 plus 8. Da. 13 supra 4. Și egal mai departe, cum se împart două fracții? Se mulțește prima cu a doua inversată, da? Că este o împărțire și linia de fracții la asta, rostul ăsta. Va fi egal mai departe cu 19 supra 4, înmulțit cu 4 supra 13. Și 4 cu 4 simplificăm. Și va fi 19 supra 13. Da. Că 19 ori 1. Da, și 1 ori 13, 13, da? 19 supra 13 este rezultatul final. Deci, am făcut e de 1 pe 2. Hai să facem cât înseamnă 1 pe 2 în exprimat decimal. Adică... Hai să facem, să transformăm un număr decimal. Împărțim pe 1 la 2. Vine 1 împărțit la 2. Care înseamnă? 2. 1 merge de 0 ori. Punem virgula. Da. Punem un 0. Și după 2 în 10 de 5 ori. 5 ori 2, 10. Și gata. De 0,5. Da. De aici să facem și e de 0,5. Deci e de 0,5 este egal cu
în loc de 1 pe 2, pune acum 0, și trebuie să-mi dea același răspuns. Până la urmă. No, tot 19. Să vedem. Egal cu? Păi, înlocuim. Da, deci vine egal cu 2 ori. 2 ori x la 3. Păi, cine x? 2 ori 0,5. Așa, 0,5 totul la 3, a? Plus 7 ori. 7 ori 0,5 plus 1. Da, totul supra. 5 ori 0,5 la 2. Da, la 2. Plus 2 ori 0. Plus sau minus este acolo? Minus 2. Este minus 2. Da? Minus 2 ori 0,5 plus 3. Plus 3. Și egal cu lucrăm. Ce înseamnă 0,5 la 3? Adică 0,5 ori 0,5 ori 0,5. Să mulțim. Deci avem 0,5. Deci 0,5 totul la 3 înseamnă 0,5 ori 0,5 ori 0,5. Și deoparte începem. Mai întâi 0,5 ori 0,5. Cât face? Păi, 5 ori 5, 25. 25. 2 se ține, dacă urmează 0, da. Am scris 25, da? Cu 0 n-ar rău să fac înmulțirea. Și acum numărul zecimale. Câte zecimale avem? 2. Una, două. Aici punem virgula. 0,25. Da? 0,5 ori 0,5, nu-mi da 0,25. Și 0,25 înmulțim acum cu 0,5. Încă o dată. Că de 3 ori e trebuie să o mulțim. Da. Ia să vedem cât face. Păi, 5 ori 5, 25. 5 ori 2, 10. Și cu 2, 12. Bun. Cu 0 n-ar vreau să mulțim. Da. Câte zecimale avem? 3. 1, 2, 3, pune în virgulă și vine 0,125. Deci, este egal, continuăm acum, egal cu 2 ori 0,125 plus 7 ori 0,5. 7 ori 0,5 plus 1. Plus 1 jos 5 ori 5 la pătrat. Oare am făcut 0,5 la pătrat? Da, 0,25. Deci 5 ori 0,25 plus 2 ori 0. Plus sau minus este? Minus 2. 2,5. 2 ori 0,5. Da. Hai să facem 2 ori 0,5. Adică 0,5 ori 2. Da. 0,5 ori 2. 2 ori 10. 10. Și 0,10. Cum să fie 0,10? Că avem o singură zecimală. Dacă avem o singură zecimală, punem după 0 ăsta. Și faci 1. Ia să vedem, e bine? 2 ori 5, 10, zici, nu? Da. Și noi avem o singură zecimală. Ah. Și atunci e o singură zecimală numărăm aici. Da. Și faci 1. De fapt, 0,50 cu 0,50 faci un întreg. Da? Jumătate și cu jumătate faci un întreg. Așadar, voi spune aici minus 1, nu? Minus 1 plus 3. Și egal cum? Ei, să facem 2 ori 0,125. 0,125 ori 2. Deci zicem 0,125 ori 2. Vorbește. 2 ori 5, 10, 0 și 1. Da. 2 ori 2, 4 și 1, 5. 2 ori 1, 2. Așa, 2.
Și câte decimale avem? 3. 1, 2, 3, punem virgula și 0 în față, da? 0,250, da? Sau 0,25. Mai bine zicem 0,25, că n-are rost 0 la coadă, da? Deci eu să zic 0,25 plus 7 ori 0,5. Adică 0,5 ori 7. 0,5 ori 7. Deci, 3,5. 3,5, sigur, da? 3,5 plus 1. Așa este? Da. Totul supra. 5 ori 0,25. 0,25 ori 5. Face 1,25 minus 1 plus 3 și egal mai departe cu. Acum să adunăm 0,25 cu 3,5 cu 1. Da. Deci facem operația de adunare. 0,25 plus 3,5 plus 1. Da. 7. 5, 7. Virgula. Virgula. Și 4. Și la întregi, 3 și 1, 4, da? 4,75 supra. Supra. 1,25. Minus 1. Minus 1 va face 0. 25. Și cu 3. Cu 3, 3,25. Deci 3,25. Și fiindcă și numărătorul și numitorul au câte 2 decimale, închipuim că amplificăm cu 100 și totul va fi egal mai departe cu 475 totul supra cât 325. 475 pe 325. Mai este fracția asta reductibilă? Da. Este. Prin cât se mai face? Cinci. Prin 5, obligatoriu. Prin 5. Și atunci va fi egal mai departe cu 5 în 47 de 9 ori 9 ori, 9 ori 5 45 5. Rămâne 2, coborăm 5, 25 de 5 ori. 5 ori. Și jos, 5 în 32, 6 ori, 6 ori 5, 30, rămâne 2, 5 de 5 ori. 5 ori. Și, acum, asta ar mai putea fi simplificată din nou prin cât? Prin 5, da? Și vom avea 5 în 9 de o dată. Rămâne 4, 45. 5 în 45? De 8 ori. De 9 ori? 9. Din 9 ori. Dacă ar fi 40, din 9 ori. Jos. 5 în 6? Odată. Odată. Rămâne 1 și de 3 ori. De 3 ori. Deci răspunsul ne-a dat 19 pe 13. Cât au fost data trecută? 19. Pe 13. E același răspuns. Deci putem lucra fie cu sub formă de numere decimale, fie cu fracții ordinare. Care din cele două variante ți se pare mai ușoară? Asta. Asta cu numere decimale, nu? Da, acolo era mai mult. Eu zic că și prima este destul de comodă. Da. Adică am verificat exact toate operațiile cu fracții. Cum zic, cu o fracție la o putere, cum s-a dus la același numitor, la adunare, cum se mulțesc două fracții, cum se împart. Deci toate operațiile cu fracții. Pe partea asta ea și-a făcut toate operațiile la numere decimale. Cum se ridică la o putere, se mulțește de câte ori spune acolo exponentul,
cum se adună numele zecimale, da? Deci toate lucrurile, este o repetiție foarte interesantă, lucrând și într-o formă și în cealaltă, da? Și important este că ajungi la acel rezultat. Da? Ia să vedem alte chestii. E interesantă chestia care, la care m-am gândit. Hai să facem acum, e de 3 pe 4. Cu aceeași expresie urmoasă, da? E de 3 pe 4. În ambele variante. Deci e de 3 pe 4 înseamnă că pe X îl locuim cu 3 pe 4 și ne apucăm de lucru. Deci, e de 3 pe 4 este egal cu. Vorbește. Așa. 2 ori 3 pe 4 la 3. Așa. Plus 7 ori 3 pe 4 plus 1. Exact. Supra 5 ori 3 pe 4 totul la a doua, da. Minus 2 ori 3 pe 4, da. Plus 3. Plus 3. Egal cu. Acum 2 ori 1, 3 la 3. Așa, 3 la 3. 4 la 3. 4 la 3, a? Plus 7 ori 3 pe 4. Exact. Plus 8. Plus 8. Totul. 5 ori 3 la 2 supra 4 la 2. Da. Minus 2 ori 3 pe 4. Hai să facem. Se poate face, să face treabă, o face și noi. Aici 2 cu 4 simplifică, nu? Da. 1, 6, 2. Deci 1 ori 3, 3, 3 pe 2. Da. Deci minus 3 pe 2. Plus 3. Plus 3. Și da mai departe cu din difracții. Acum. 2 ori. 2 ori. 27. Așa este. 27. E 4 ori 4 ori 4. 4 ori 4, 16. Și ori 4, 16 ori 4, 64, nu? Da. Deci, supra 64, plus 7 ori 7 ori 3. 4. Deci 7 ori, hai să înmulțim. 7 ori 3, 21. 21 pe 4, nu se simplifică 7 cu 4, da. Nu? Deci am zis 21 pe 4 plus 1. Totul supra 5 ori. Ori 9 supra. Așa, 9 supra. 16. Corect. Minus 3 pe 2 plus 3. Da, te rog să continui. Ce putem face? Să vedem. Să le 2. Să le adunăm. Deci să le adunăm. La același numitor. Sigur că da, dar mai întâi avem de făcut înmulțirea. Și 2 cu 64 se simplifică. Nu? Ia da, vezi. Că e 4 la... Deci 32, parcă. 2 în 64? Da, 32. Și atunci? 30. 27. Deci face 30. 27. 2. Deci egal cu 27. Supra 32. Plus 21. Plus cât? 21 pe 4. Și plus 1.
Totul supra. Totul supra. 5 cu 16 în profilică. Totul supra cât? 5 cu 16 nu se simplifică. Și atunci vin 5 ori 9. 45. Exact. 45 supra 16 minus 3 pe 2 plus 3. Minus 3 pe 2 plus 3. Și egal. Acum trebuie să aducem la același numitor. Așa, obligatoriu aducem la același numitor. Acela este 8. Nu. Numitorul e 32. Ah. Cel mai mare. Da, care se împarte. La toți. Așa, dar aici am. Alo, salut, Ionuț. Ionuț, poți să intri un pic că, că ești plecat. Nu, nu mai apare deloc. Deci, nu mai fost. Playlist-ul ăla nu a lucrat și când am încercat să intru eu, nu. L-am găsit așa, setat într-o formă de asta, care nu... Păi eu acum am venit și asta vreau să spun. Da. Da, bine. Bine, la revedere. Și egal mai departe cu... La prima simplificăm cu... La prima cu 1. N-am plificat cu nimic, că nu este 32. Da. La a doua... Cu 8. Exact. Și la a treilea, la 1? Cu 32. 32. Și o să punem o singură linie de fracții. Punem numitorul comun 32. Așa este? Da? Da. Și acum zicem... 27. 32. Deci 32. Nu. 8 ori 21. Da. Adică eu zic 8 ori 8, 8 ori 2, 16. 168 plus 32. 32. Supra. Supra. 1. Numitorul comun jos, cât să fie? 16. Da. El se împarte și la 2 și la... Atât. Da. Și la 2. Deci, pe primul cu 1, nu? Da. Se subînțelege. Pe al doilea cu 8. Și pe al treilea cu 16. Care e numitorul 1. Da. Și punem numitorul comun 16. Așa. Și vine 45. 45 minus. Da. 3 ori 8, 20. 7. 3 ori 8, 24. Da? 3 ori 8, 9 ori 3, 27. Da. 3 ori 8, 24, plus? Plus? 16 ori 3? 3 ori 6, 18. 3 ori 3 și până 4. 4 și 8. Și dau mai departe cu. Acum le adunăm. Și o să avem 27, 168 și 32. Hai să adunăm unitățile. 2 și 8, 10. Și cu 7, 17. Da. Pune-ne sub alta, una sub alta, că îți vine mai bine, nu? Da. Da, destul de tot face. Supra 32 și supra 45 plus 40 minus 24, poți să faci asta întâi da. Și face 21, nu așa? Da, 21 plus 48 care îi dă 69
supra 16. Și este egal mai departe cu... Acum 227 supra 32 înmulțim cu... Ori 16 supra 69. Așa. 32 și 16 se simplifică. Da. Chiar prin 16. Și jos rămâne 2. Acum 227 cu 69 sau 227 cu 2. 227 cu 2 nu. În loc de 16 a rămas 1 aici, da? Da. 227 prin 2 nu merge, prin 3, ia să vedem suma cifrelor, 2 și cu 2, 4 și cu 7, 11, nu se poate. 69 ar vrea prin 3, 6 și cu 9, 15. Și prin 2. Nu, prin 2 nu. Nu-i par, da? Deci nu vrea decât prin 3, dar nu vrea unul de sus. Să fie sănătos. Deci se pare că e număr prim. Deci răspunsul ar fi egal mai departe cu 227 227 supra 2 ori 69. 2 ori 9, 18. 2 ori 6, 12 și 1, 13. 138. Acesta este răspunsul când am lucrat cu fracții. Acum să vedem cât înseamnă 3 pe 4 ca număr decimal. 3 pe 4 egal ca fiind. Deci eu vreau să form de număr decimal. 3 da. Împărțit la 4. 3 împărțit la 4. 4 în 3 de 0 ori. Punem virgula. Da. Punem un 0. 4 da. În 3 de... De 7 ori. Da. 7 ori 4. 28. Da. Și ne rămâne 2. Da. Punem iarăși un 0, 20. Da. 4 în 20 de? 5 ori. 5 ori 4, 20. E, 0,75 face. Hai să facem E de 0,75. Deci E de 0,75 este egal cu 2 ori. 2 ori. 0,75 la 3-a. 0,75, deci totul la 3-a. Plus 7 ori 0,75. Da. Plus 1. Totul supra. 5 ori. 0,75 totul da. La 2-a. Perfect. Minus 2 ori 0,75 plus 3. Și egal mai departe. Lucrăm. Trebuie să facem 0,75 la a treia. Da. Ce înseamnă 0,75 ori 0,75 ori 0,75, da? Da. Deci 0,75 totul la a treia înseamnă 0,75 ori 0,75 și ori 0,75. Și ne apucăm. Ia să vedem. 0,75 ori 0,75. Face. 5 ori 5, 25, 52. 5 ori 7, 35. Cu 2, 37. Așa este. 7 acum. 7 ori 5. 7 ori 5, 35, 53. 7 ori 7, 49. Și cu 3, 42. 52. 49, da, 7 ori 7, 49 și cu 3 vine 52, că îl fac pe 9, 10, punându-i un 1 din 3, deci vine 52, da? Da. 52. Și 5. 5. 5 cu 7, 12. 6. 6. 5. Și 5. Câte decimale? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Și zicem, numărăm. 1, 2, 3, 4. 5.625, da? 0,5.625. Și acum pe ăsta,
0,5625, îl înmulțim din nou cu 0,75. Și zicem. 5 ori 5, 25, 28. Și cu 7 acum. 7 ori 5. 7 ori 5 35 4 35 9 35 7 8 11 12 și 4. Și acum câte decimale avem? 6 0,1 încârnat de cifre. Da. 421.875. Da. Deci, este egal cu 2 ori 0,421.875 plus 7 ori 0,75. 7 ori 0,75. Putem face asta. Ia să facem. Cât se face? 7 ori 0,75. De 0,75 ori 7, da? Da. 7 ori 5, 35 și 3 7 ori 7, 49 și cu 3 52. 7 ori 5, 35 și 3 7 ori 7, 49 și cu 3, 52, nu? Da. Câte decimale? 5,25. Deci 5,25 plus 1, nu? Da. Plus 1, totul supra de 5 ori ăsta la pătrat. Cât o facem la 0,75 la pătrat? L-am făcut. 0,5625. Așa. Minus 0,75 ori 2. 0,75 ori 2. 5 ori 2, 10, 0 și 1. 7 ori 2, 14 și 1, 15. Așa. 1,5. Da. Da? 1,5. Plus 3. Și egal mai departe, lucrăm. Egal cu... Hai să mulțim pe 0,421.875 ori 2. Da. Deci zici, 0,421.875 ori 2. 0,421.875. Acum. 5 ori 2, 10, 0 și 1. Deci 5 ori 2, 10, 0 și 1. 7 ori 2, 14 și 1, 15, 5 și 1. 5 și 1. 2 ori 8, 16 și cu 1, 17, 7 și 1. 2 ori 1, 2 și 1, 3. Da. 2 ori 2, 4. Da. 2 ori 4, 8. 8. Și să vedem câte decimale. 6. De 0,683.750. Sau, tăiem pe 0 ăsta. Atunci vine 0,84.000.
375, nu? În anul 0 acela după. Bun, plus 5,25 cu 1 ăla putem să-l adunăm. 5,25 cu 1? Da, 6,25. Totul supra. Hai să mulțim cu 5 acum. Da. 0,5625 ori 5. 5 ori 5, 25. 5 și 2. 5 ori 2. 12. 1. 5 ori 6, 30 cu 1, 31. 1. 3. 5 ori 5, 25 cu 3, 28. 8. 28. Să vedem cât de 10 mare. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Adică 2,125 minus 1,5. Adică să adunăm pe cine? Pe 3 întâi. Da. La ăsta adunăm pe 3 și face 8. Nu, 3 și cu 2, 5. 5. Să modificăm întregi, nu? Da. Am putea zice, în loc de 2, virgulă, punem 5 aici, 5, virgulă, da. Minus 1,5. Da? Minus 1,5, care să-l facem îndată. E cam mai departe. Facem adunarea. Da, 0,84375 cu 6,25. 5, 7, 3, 7. Cum 5? Păi cum am adunat? Punem virgulă sub virgulă, suntem atenți, da? Da. Și atunci vine 5, ai zis bine, 5 nu s-a adunat pe nimic. 7 din 9, 3 în 9, 2 și cu 4, 5 și cu 4, 9, așa, 2 și cu 8, 10, 0, 1, pune virgula, da, și 7, nu? Pe 1 și cu 6, 7. 7, cât ar veni? 9,0935. Cum citim aici? 7,09320. Dacă ar fi fost 29.000. Adică 9.375, nu? Da. 7,9375. Să vedem jos ce facem. Scăderea trebuie să facem. Le așezăm tot de 9 virgulă sub virgulă și zicem 5-ul rămâne 5, 2, 1 și acum 3, de acord, punem virgulă și 5. E 5 minus 1. A, 5 minus 1, corect, corect. 4, ai zis bine. Vezi? Eu eram atent. Deci vine 4,3125. Și acum, egal mai departe, vrem să ne ducem sub formă de fracții. Că nu vine să fac împărțirea asta. Cu virgulă, așa, este ciudat de tot. De aceea vedem că împărțitorul are câte decimale? 4. Ar trebui să ducem și sus și jos peste 4. Dar fiindcă sus are 5, o să ducem peste 5 și aici mai punem un 0. Da. Da? Deci ca să ducem virgula la fel, peste câte ducem la numărător, ducem și la numitor. Dacă aici avem nevoie să ducem peste 5, aici tot peste 5, dar noi putem să ne închipuim că mai este un 0 la sfârșit, da. Atunci se duce exact la sfârșit și totul este perfect. Va fi egal cu 7, 109.700,
9375 supra 431.250. Da. Da? Așa arată în clipa asta fracția. Ea nu este ireductibilă. Că măcar prin cât merge, în mod sigur? Prin 5. Da? Prin 5. Încercăm și prin 5 să vedem. Și 5 în 7 merge odată. Rămâne 2. Coborăm pe 0, 20. Deci, de 4 ori. De 4 ori, 5 ori 4, 20, nu rămâne nimic. Coborăm pe 9, 5 în 9 dată. Rămâne 4, 43. Vine de 8 ori. 8 ori, 5, 40, rămâne 3. Da. Coborăm pe 7. 37. Merge de 7 ori. 7 ori 7 ori 5, 35. Rămâne 2. Coborăm pe 5. 25 de 5 ori. Da, de 5 ori. Și? 5 în 4 nu merge. 5 în 4 și 3. Da. De 8 ori. 8 ori. Rămâne 3, 1, 31, de 6. 6 ori, 6 ori 5, 30. Rămâne 1. Da, coborăm pe 12. 12. Merge de 2 ori, 10, rămâne 2, 25 de 5 ori. Și punem 0. 0. Da? Și continuăm simplificarea. Prin cât mai putem simplifica? Prin seara. De seara, poftim. Mergem prin 5, da? Încă o dată. Da. Și va fi egal cu? 5 în 14 de 3 ori, rămâne 1. 5 în 14 de 3 ori. Rămâne 1. 5 în 14 nu merge de 3 ori. 5 în 14 de 2 ori. Da. Dacă ar fi fost 16, rămâneau restul, da? Da? 5 în 14 merge de 2 ori. De 2 ori și restul? Este 4. Da. După merge de 8 ori. Acum vorbim pe 1, nu? 41. Da. 5 în 41 de 8 ori. Da. Rămâne 1. Da. 18. Și 5 în 18 merge de 3 ori, da. Și rămâne 3. Da. 37. 5 în 37. De 7 ori. 7 ori 5, 35. Și rămâne 2, 25 de 5 ori. 5 ori, da. Totul supra. 5 în 8. O dată. Rămâne 3. 37. De 7 ori. 7 ori 7 ori 5, 35. Rămâne 1, 12, de 2 ori. Da. Rămâne 1, 2. Coborâm pe 5. 5 în 25. 25 de 5 ori. Da. Și 0. Și 0 pe care îl punem la, nu, de 0 ori. Și mai merge iarăși prin 5, da? Da. Iarăși prin 5. Și ia să vedem. 5 în 28 de 5 ori. 5 ori, 5 ori, 5, 25. Rămâne 3. Și 5 în 33. De 6 ori. 5 în 33 de? 6 ori 6 ori 5, 30. Rămâne 3. Da. 37. 5 în 37 de? De 7 ori. 7 ori 7 ori 5, 35. Rămâne 2, 25 de 5 ori. Corect. Jos. 5 în 17 de 3 ori. 3 ori 5. Rămâne 2, 22. Rămâne de 4 ori, nu? 4 ori, 5, 20. Rămâne 2, 25 de 5 ori. Da. Și 0.
Iarăși continuăm prin 5. Și 5 în 5 odată. Odată. 5 în 7 odată. Odată. Și mai rămâne 1, 17 de 3 ori. 3 ori, da, 3 ori. 5, 15. Și rămâne 2, 25 de 5 ori. Corect. După 5 în 34 de 7 ori. 6 ori. Rămâne 4, 45 de 9 ori și 0. Și iarăși prin 5, nu? Da. Încă merge. 5 în 11. 11 de 2 ori. Rămâne 1, 13 de 3 ori. Nu, 5 în 13 de 2 ori. Da. Da, 2 ori 5, 10. Rămâne 3, 35 de 7 ori. Așa. Și jos? Jos. 5 în 6. 6 odată. Da. Rămâne 1, 19 de 2 ori. Da. Sau de 3. Deci, de 3 ori, da? De 3 ori. De 3 ori, corect. 15, rămâne 4, 40 și de 8 ori. 8 ori. Am terminat de simplificat. Am ajuns la 227 plus 38. Cât am făcut data trecută când am mers? Când am făcut E de 3 pe 4. Mi-a dat 227 supra 138. Iar când am făcut E de 0,75, ne dă la același lucru. Dar e foarte tare. Nu m-aș duce să lucrez cu decimale. Tu spuneai că cam același lucru. Da, acum. Nu, acum ți-ai dat seama. Da. 0,75 la a treia, 0,75 ori 0,75 ori 0,75, iar când ai să faci 3 pe 4 la a treia, îți trebuie de 27 pe 64. Da, e mult mai ușor. Mult mai ușor. Deci astăzi am descoperit că dacă ai la dispoziție cele două metode, nu stai pe gânduri, te duci cu fracții. Chiar dacă expresia aceea conține și ceva numere decimale, pe acolo, în loc de 2 ori x la 3, ziceam 0,5 ori x la 3. Deci, drept coeficienți, fracții decimale. Le transformă în fracții ordinare și lucrez cu fracții ordinare, că nu e deloc convenabil cu numere decimale. Ai greșit undeva la o simplificare, ai terminat tot. Așadar, mă duc cu fracții, le fac ireductibile tot timpul, lucrez, sunt atent la toate, așa, tot timpul cu fracțiile cele mai mici, adică ireductibile, am grijă tot timpul, simplificările maxime cu putințe. Simplificările maxime cu putință înseamnă simplificările astea la sfârșit aici, făcute la timpul potrivit, acolo cu fracții, nu trebuie să te încarci cu zecimalele astea, dar eu am arătat că și într-un fel și în celălaltul, la același rezultat ajungem. Deci asta e lucru spectaculos, da? Deci merită să înțelegem acest lucru și te-aș ruga cam până mâine să faci E ăsta, dar îți dau alte expresii, să vezi ce mai greu fac eu acum. Deci expresia pe care o dau arată așa. E de X, Y, E de X. E de X egal cu hai să spun așa, din difracții 0,3 în perioadă ori X la a treia plus 0,5 ori X minus 1 supra ai plus 1 ca nu cumva să se întâmple cumva cu plus supra zero 11 în perioadă 2 ori x la a doua plus 3 pe 2 ori x
plus 3. Da? Și vreau să calculez Y de 0,75. Egal cu cine? E de 0,75. Ce vei face? Spui, nu stau pe gânduri, nu mă mai chinui eu. 0,75 e el deoparte. Da, 0,75 este egal cu 75 pe 100. Da. Simplifică asta, să văd ce fracție ordinară ar fi. Și merge pe 5, prin 5, încă o dată și face 3 pe 4. Nu? 3 pe 4. Pe 25, dacă se vede. Și în loc să zic e de 0,75, egal cu e de 3 pe 4. Da. Și acum, cu 3 pe 4, m-am făcut fracții, că nu-mi convine nici să nu le văd pe astea, că cu numele decimale așa mă enervează foarte tare. Și egal mai departe. Pe 0,3 în perioadă, să spun că e 3 pe 9, care înseamnă 1 pe 3, deci pe astea, peste tot unde văd numele decimale, le duc în fracții ordinare. Ca să lucrez cu fracții. M-am amețit aici, dar am lucrat cu numele decimale aici. Nu-mi convine așa. Ori x la 3, adică ori 3 pe 4, totul la a 3-a, plus 0,5 ori x, adică ce înseamnă? 0,5, adică 5 pe 10, adică 1 pe 2, ori x-ul care este aflat de noi mai înainte, ori 3 pe 4, și plus 1. Da? Și în felul ăsta lucrăm pe 0,11, cum o să zic, 0,11 în perioadă 2. Cum o să transform în fracție ordinară? Scriem tot grupul de cifre. Deci 1, 1, 2, din care scădem partea neperiodică, 11. Supra atâția de al din 9, cât îmi indică câte cifre avem în perioadă, un singur 9, urmat de atâtea 0-uri, 0, 0, și egal mai departe, facem calcul și găsim fracția ordinară. Deci fugim de numere decimale, că nu-mi trebuie. După ce am descoperit câtă bătaie de cap cu numere decimale, dar noi am făcut-o și din nevoia de a ne reaminti și de a înțelege foarte bine operație cu numere decimale, da? Cu fracții decimale și fracții ordinare. Cele două variante. Ne oprim aici. Îmi termin acest exercițiu pentru mâine, da? Mâine tot așa încercăm să fim. La 7:30. Din cauza problemei acestei care o am. Fac tot de fond. Promit că de Paști o să fac numai matematică. Oh, Doamne! De Paști! Nu știu, nu știu. De Paști nu mă duc la albine, că nu lucrez sărbătoare. Și atunci voi face ceva. Nu pot să stau 3 zile, stau de, așa, degeaba. Vă relaxați, vă odihniți, da? Sigur, ca să aveți putere, săptămâna cealaltă. Bine, mulțumesc frumos.